Bine, v-am regăsit, dragii mei, și în anul 2024. Ne apropiem din nou de scripturi, știind că ele sunt sursa vieții noastre spirituale. Pentru ziua de astăzi, Evanghelia după Matei, capitolul 15, primele 20 de versete. Și vreau să subliniez doar câteva lucruri din această parte a capitolului, o parte importantă de altfel. Versetul 2 Pentru ce calcă, spuneau fariseii Mântuitorului, ucenicii tăi datina bătrânilor? Și asta este o întrebare care deseori apare în discuțiile noastre, în ceea ce privește slujirea, viața noastră de zi cu zi. Cât de importante sunt obiceiurile, tradițiile, părerile... Accentul mântuitorul aici cade pe scripturi, pentru că mustrarea lui în versetul 3 este una care e binevenită. Dar voi, de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Ei bine, intensiunea asta trăim și noi. Ne trăim viața de credință, de fiecare dată trebuind să alegem scripturile mai presus de așteptările pe care le au oamenii în contextul cultural, tradițional, formal, pe locuri chiar și religios în care ne găsim. Acesta este momentul potrivit pentru Isus ca să sublinieze faptul că poporul, iată cum spune versetul 8, norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele și introduce aici un element foarte important, dar nu cu inima. Dar inima lui este departe de mine și, deodată, accentul se mută pe ceea ce este cel mai important. Pentru că, până la urmă, inima noastră decide ce facem, ce gândim, ce rostim. Și, în ultima parte a paragrafului de astăzi, accentul Mântuitorului cade pe ceea ce iese pe gura noastră, ca fiind o reflectare a. Interiorului ființei noastre. De prea multe ori ne pierdem timpul cu formele, cu exteriorul și pierdem din vedere esența. Dumnezeu este interesat de inima noastră. Și cred că în ziua de astăzi este un timp așa de potrivit să reflectăm la ce este acolo în. Adâncul ființei noastre, dar acea unire a gândirii, sentimentelor, voinței, personalitatea noastră, ce iese acolo. Dați-mi voie să citesc finalul paragrafului de astăzi, Matei, capitolul 15, începând cu versetul 17: Nu înțelegeți că orice intră în gură, merge în pântece și apoi este aruncat afară în hazna. Dar ce iese din gură vine din inima omului și aceea spurcă pe om. Căci de acolo, din inima omului, ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om. Dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Ei Mântuitorul ne invită în dimineața asta să reflectăm asupra tiparelor care sunt în inima noastră, tipare care s-au format de-a lungul timpului, și acele tipare trebuie confruntate cu adevărul veșnic al lui Dumnezeu și înlocuite. Suntem invitați să ne uităm la practicile care sunt acolo în inima noastră și să le înlocuim cu evlavia creștină. Suntem invitați să reflectăm la ceea ce constituie sursa gândurilor noastre și să înlocuim lumescul care creează perspectiva uh, lumii asupra vieții și asupra tot ceea ce presupune trăirea noastră cu înțelegerea Voiei lui Dumnezeu, care duce la schimbarea inimii și implicit la ceea ce vom. Rosti cu gura noastră. Așa că, dimineața asta, e o invitație potrivită să reflectăm asupra acelor lucruri care sunt cauza cauzelor, nu asupra efectelor, unde de prea multe ori ne pierdem timpul și nu de puține ori chiar apar dispute între noi pentru că avem perspective diferite, în timp ce inima ne rămâne neschimbată. Închei meditația mea cu proverbe, capitolul 4, versetul 23, păzește inima mai mult decât orice, pentru că de acolo iese zvoarele vieții. Și asta este, de fapt, invitația Mântuitorului. Amin.